Actorul Mihai Călin, în studioul Digi24. Bună seara! Bună seara, mulțumesc pentru invitație. V-am văzut la protestul de la Teatrul Național. Au trecut? Duminică. Două zile. Da. A meritat? Da, absolut, a meritat. A meritat. Au venit uh, o parte dintre colegii noștri, cam jumătate, au venit uh, colegi din alte teatre uh, și nu numai actori. Uh, S-au făcut proteste ale actorilor la Cluj și Baia Mare cărora le mulțumesc încă o dată. Știu sigur că Tudor Chirilă m-a sunat ieri și voia să facă un gest asemănător, dar nu știu când anume, să vă spun, cred că săptămâna asta. Noi avem, am primit sute de mesaje, eu personal, plus alte sute de mesaje colegii mei de apreciere și mesaje din partea unor magistrați și judecători și procurori care ne-au uh, trimis mesaje de mulțumire că suntem solidari cu ei și că chiar mare atenție oameni buni, uh, nu știu cât pot să reziste. Pentru că ei au făcut mult mai mult decât uh, ar fi fost poate normal. Uh, au ieșit în stradă, ei protestează și știți foarte bine, eu probabil repet ceea au, ce au spus alții, nu pentru salarii, nu pentru privilegii, nu pentru drepturi uh, suplimentare lor, ci pentru o justiție independentă. Sunt mii. Dumneavoastră aici, alte posturi de radio, de televiziune au tras semnal de alarmă de luni și luni de zile. Au fost tot felul de întâmpinări din partea asociațiilor de magistrați care au uh, trimis tot felul de obiecții, de să fie discuții în legătură cu modificările legislative. Nimic. V-au sunat mulți oameni, dar cei de la putere v-au sunat. V-a sunat cineva care să vă întrebe, domnule, de ce v-ați voi acolo? Ce a, vreți? Nu, Cum ați vrea sunat să sunat se schimbe? Nimeni, locul? nu m-a sunat nimeni și nici nu sunt eu important sau să ne sune pe noi. Pur și simplu, abordarea este cea și nu, nu este o abordare punctuală, individuală, a domnului Buzatul, șeful județului Vaslui și a domnului Liviu Pop. Elas a fost ministru al învățământului. A, ieri am avut o intervenție a, la realitatea, la telefon, la prânz, pentru că fusese reacția domnului Buzatu, care știți. Domnul Buzatu a spus că nu n-ați citit. Că că citit. Nu că n-am citit. Nu, n-a spus că n-am citit. A spus că el s-a plecat Ce a spus domnul uh, Cristian popescu mai devreme, că eram acasă și am văzut. Și n-a spătruns... Uh... Că n-am înțeles și mai, a, a mai spus ceva, că pentru așa ceva trebuie puțin tică carte. Și a mai spus ceva foarte grav. Haideți să fim totuși puțin serioși în țara asta. Haideți să fim puțin serioși după ce fac jaf după jaf, aproape zilnic, în țara asta, cu justiția, cu economia. Pe cine să fie serios? Da, haide să fim serioși, să ieșim la vot. Uh, și a fost intervenție. Am spus ce am, ce am avut de spus și repet foarte pe scurt. Noi nu am făcut un protest împotriva Ordonanței 7 în baza unei analize proprii juridice sau de jurisprudență a acestui, acestui act normativ sau cum se numește. Uh, este un act normativ. Așa, ci a fost un act de solidaritate uh -huh. față de magistrații. Pentru că noi avem încredere în acele asociații. E, e atât de, de important? E important. Solidaritatea? Noi, nu solidaritatea, ci că sunteți cu magistrații și nu sunteți împotriva ordonanței 7. E atât de important? Suntem împotriva ordonanței 7 pentru că magistrații sunt împotriva ordonanței 7. Pentru că de la ordonanța 13 în ultimii doi ani am fost și noi, ca și multe categorii de oameni, conectați la discuțiile din presă, și de la radio, și online, și la televiziune. Și în studioul dumneavoastră și în alte studiouri, și online, au fost tot felul de explicații. Profesioniști din, din sistemul juridic, din sistemul economic, jurnaliști, domnul Cristian Tudor Popescu, domnul Liviu Avram. Habar n mulți, mulți, mulți. E o poveste de credibilitate. Dacă gândești, îți pui întrebări. Domne, ce spune asta? Spune asta. Asta îmi sună bine, asta nu îmi sună bine. Până la urmă m-au convins pe mine și pe colegii mei. E o poveste de credibilitate. Noi credem pe acești oameni care au făcut aceste analize și suntem împotriva Ordonanței 7 nu pentru că noi, actorii, am descoperit acolo ceva, ci pentru că sunt de acord cu atâți alții care au făcut analize și care spun secția de investigare a magistraților nu e ok. Greco a spus la fel, MCV-ul, toată Europa. Păi ce mai vrem? Ce mai vrem? Cum să mai pun probleme când mă, ne dăm uh, cu capul de grobianism în fiecare zi? Ce a făcut Tudorel de astăzi este de nesimțire crasă. Eu nu știu cum jurnaliștii înghit asemenea lucruri în fiecare zi. Ce v-a deranjat în mod special? M-a deranjat in, uh, 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 aroganța aia suficientă, didactică de profesori de anii 50-60, cu care tratează pe oricine. Și opozanți... Și uh, reprezentanța ai presei care pun întrebări. Ok, poate că l-am dat, fiind uh, uh, 10 reporteri, se încalecă niște întrebări. Bun. Probabil că trebuie să. Ok, cu calm să luăm întrebare cu întrebare, ca să nu. să clarificăm lucrurile. Dar modalitatea aia de a zi tu. Uh, este exact asta, tași din gură, uh, lasă. Ce e asta? Păi, cred că studenții lui sunt. Uh, Chinuiți rău de tot. Iertați-mă, colegii lui de universitate de la Iași au făcut o listă întreagă de semnături, am văzut acolo, de, în care îi cer demisia. Uh, studenți de la drept din București. Și de la litere astăzi. Și de la litere astăzi, uh, să știți că protestul nostru, de fapt, actul de solidarizare față de magistrați va continua și săptămâna asta. Probabil la fel, gestul nostru, de solidar, gestul nostru, concret, acțiunea concretă a fost exact ce au făcut și magistrații. Că au ieșit pur și simplu și am scris ceea ce ne dorim. Abrogarea ordonanței 7, demisia lui Toader. Eu nu pot să-i spun Tudorel. Tudorel e drăguț, este dulce. Este un personaj sinistru. Și este periculos. Eu n-am spus ca domnul Buzatul Buzatu că ei nu înțeleg sau sunt proști sau nu sunt proști deloc, nu. Sunteți foarte inteligent, domnule Toader. Cu atât mai periculos. Cu cât știți foarte bine ce și faceți. De ce vă întrebam dacă e important că sunteți doar solidari sau că v-ați uitat Eu și cred... dumneavoastră la ne ordonanță? Ne-am uitat de 2 ani, ne uităm și studiem economie și jurisprudență. Înțelegeți? Ca da lume. Da. Și studiem, dar vedem și realitatea din jur. Domnul Pop mi-a spus ieri, a spus, după ce am vorbit eu la telefon, a spus și atrag atenția tuturor actorilor că noi, PSD-ul, niciun alt partid nu s-a gândit la voi, actori, noi v-am crescut salariile. Prezentatoarea a spus, stați un pic, pe și asta înseamnă că nu au dreptul să-și pună părerea sau să protesteze dacă le-ați crescut salariile? Și domnul Pop a spus așa, textual, ghilimele, să protesteze pe teme culturale, cu drag. Și Ce asta semnă? nu este o eroare. Ce nu asta este o gafă Nu, asta înseamnă, este relevant pentru mulți. Vă dau nume. Dragnea, Nicolicea, Cristian Rădulescu, Toader, Iordache, Liviu Pop, Nicoli, uh, am repetat, Şer, uh, toți care sunt în uh, sistemul ăsta juridic și psd la, la vârf. E așa gândesc. V-am dat bani, tăceți din gură. Protestați? Protestați acolo, la voi, în cameră, pe teme culturale. Cu ce drept vă băgați voi în, în, să discutați despre economie sau despre. cu ce drept? Respirăm același aer, același aer poluat ca toți, nu există autostrăzi, nu există drumuri ca lumea, trenurile deraiază, este din ce în ce mai rău. Iar oamenii, bineînțeles că au crescut salarii. Au crescut salarii pentru că asta are impact cel mai mare. Când cineva și ia fluturașul de salariu, observă, bineînțeles, că este evident că are cu 50% sau poate 70% mai mult decât acum un an sau un an și jumătate. Și bineînțeles că este mulțumit. Nu toți. Nu toți. Vorbesc în partea bugetară, Bugetare. da. <coughs> în același timp, poate că are un impact mai mic, pentru că după aceea își dă seama că mâncarea s-a scumpit de două ori, probabil sau nu mai știu, totul s-a scumpit, inflație e mare, sunt probleme. Vă aduc aminte de 2008, doamnelor și domnilor. Creștere economică fulminantă, 7%, cred. România era supranumit tigrul Europei pe creștere economică, când era prim-ministru al de Tăricianu. S-a dat cu bani în populație, la primării, peste tot. Au ras toată rezerva, habar n-am cât erau 5-6 miliarde de euro, a pognit criza și ne-a găsit în fundul gol. Ne uităm și noi și analizăm ce ni se spune. Iar cine nu este credibil, nu ne convinge. Așa cum și noi, poate uneori, nu convingem publicul. Există vreun dialog? Simțiți că există mai multe Românie? Există vreun dialog între cele două Românii, trei, patru, câte ori fi, între cei de la putere și dumneavoastră care protestați? Nu numai dumneavoastră protestați. Nu, nu este Dar niciun sunt mulți cei care protestează nu și cu care, dialog. teoretic, așa știm noi din cărți, puterea ar trebui să intre în dialog, ca să afle. Care nu este niciun dialog, eu nu cred că există niciun dialog și nicio dorință de dialog. Există poate pe anumite tronsoane și chiar vă dau un exemplu, dacă îmi permiteți, de Românie, am mai vorbit de chestia asta, dar aș vrea să readuc aminte investigația de la recorder.ro, Dumnezeul achizițiilor. E bine de văzut cum suntem furați de miliarde de euro în fiecare zi de toată Camarila din teritoriu, cu legea aceea, cu contractele până într-o sută de mii de euro care sunt atribuite pe, direct, atribuite direct, încredințare directă, fără licitație. Și acolo, Și acolo apare sunt o firmă, cu zero angajați. Fapturi. Exact. Firme fantomă fac niște lucrări fantomă, despoială, și nu se dublează facturile, se înmulțește uh, de 10, de 20 de ori. Adică enorm. Și toți, repet, cum își pot permite să ne. Să ne uh, nu e vorba de jignire, că s-a zis că actorii au fost jigniți. E clar, dar nu e vorba de jignire. Este o bătaie de joc nu, a, nu la adresa actorilor, a tuturora. Când baronii ăștia locali... Păi drag ne-a fost șeful județului Teroloman câți? 15 ani sau câți ani a fost? Mai mult. Probabil. Oprișan la Vrancea, Buzatul la uh, uh, Vaslui. Vaslui, Paul Stănescu la Olci și așa mai departe. Cele mai sărace județe ale României, vai de capul lor. Bădălor la Giurgiu sau unde a mai fost. Nu știu niciun detaliu și nu vreau. Dar nu mă feresc să dau nume. Pentru că oamenii ăștia au condus cele mai sărace județe ale României către o și mai adâncă sărăcire. Și apoi au devenit conducătorii României. Care sunt preocupările lor? Îmbogățire în continuare și să scape de orice fel de răspundere. Și acum vin cu idei să facem cazinouri în delta Dunării. Re Rezervație, bijuterie pe pe pentru Dunării, toată da. Europa. Știți că există o asociație a unor nemți sau strieci apropo de defrișări. Și am văzut un reportaj absolut senzațional. Sunt niște tipi care au început să cumpere păduri. Pentru că uh, și-au dat seama că proprietarii, proprietarii care și-au recuperat pădurile, vor să le vândă și vor să facă bani. Și lor le este indiferent dacă vând la uh, uh, o firmă de mobilă sau cum sunt astea, austriecea de la Holz Industries sau cum se numește, sau altuia. Iar ăștia sunt o organizație ecologică care au cumpărat deja zeci de mii de hectare de pădure pentru a ajunge în sfârșit la, la un moment dat la 200.000 de hectare și să stabilească în România cea mai mare rezervație protejată de pădure virgină. Pentru că ei știu că ăsta e un plămân și sunt europeni. Și pădurea din România e importantă și pentru Austria. Aici nu ne merge nouă minte. Iar noi trăim total izolați prin acești oameni de fapt de uh, marile idei europene care circulă, politice și economice sau mondiale, ce să vorbească Dragnea sau Dăncilă sau Olguța Vasilescu care s-a mândrit că ea a citit uh, de pe un text, a citit de pe o foaie în franceză și în engleză și apoi s-a mândrit că, uite ce, mă, eu m-am descurcat, cu toate că n-am făcut engleză la școală sau franceză, nu mai știu, și s-a mândrit cu asta, Haide că trebuie să aibă decența, minimum bun simț, să vorbească în română. Și vă mai spun o chestie despre asociația aia. Legea română spune că, ok, protejezi pădurea, dar fauna este a statului și ești obligat să dai licențe la asociațiile de vânătoare. Și austriecii ce au făcut? Au luat licențe de vânătoare și este singura asociație de vânătoare care nu vânează, tocmai ca să prezerve și fauna. Liviu Dragnea despre proteste sincer, n-am văzut protestul, deci nu pot să mă pronunț. Da. <fie> Săptămâna, domnule Dragnea, inclusiv. Protestul de ieri, protestul de ieri nu l-am văzut. A fost o întâlnire între guvern. Consiliul Superior al Magistraturii, Asociația Procurorilor, Uniunea Națională a Judecătorilor și au convenit eliminarea acelui articol care, mă rog, care a produs această supărare. Dacă va fi eliminat acel articol și dacă se va, în ce am înțeles, se vor mări salariile la it atunci nu, ar trebui să mai fie probleme. Mi se par destul de ciudate aceste supărări generate de această secție. Nu am văzut proteste, nu am văzut uh, temeri, n-am văzut uh, reacții când erau 3.000 și ceva de dosare deschise din oficiu la magistrați. Atunci n-am văzut această îngrijorare. De ce este această îngrijorare acum? Și astăzi, Ministrul Justiției anunță modificarea ordonanței 7, da. dar nu modifică cel mai hulit articol, cel cu inspecția judiciară. Inspecția specială a magistraților. Eu n-aș vrea să intru în analiza asta, nu, dar... Nu, da. Nici nu vă provocam da, la o da, analiză da, da. în sensul dar ăsta. Dar ce, ce, ce fel de a uh, guverna este asta când uh, uh, mergi numai pe ordonanțe, fără să discuți, de fapt, știi că există probleme din sistem, când ți se spune nu e ok, nu e ok, nu e ok, de luni de zile. Tu tot dai ordonanță, în aroganță totală, după aia vii și zici, bun, hai că mai modificăm ceva. Nu înțeleg de ce atâta supărare. Păi cum înțelegi de ce atâta supărare? Dacă eu devin agresiv față de dumneata și, nu știu, este evident că te crispezi, nu? Și după aia zici, dar de ce te superi? De ce se întâmplă asta? De ce credeți că se întâmplă asta? Forțajul ăsta? Ordonanță și în loc să vorbim despre ea înainte. Așa vorbim cum Dupa? au spus alți oameni care știu mult mai bine, există un fel de testing, testare. Un fel de testare. Dacă e o poziție, un raport de forță, eu testez. Te testez să vezi cât suporți. Te încalec, încet, încet. Ai reacție? N-ai reacție. Deci mai merge. Mai fac un pas. Îți iau și mașina. Mai ai reacție? Mm, cam slab. Mai merg mai departe, îți iau și casa. Mai ai reacție? Nu. Știți bancul cu... Am avut un profesor de matematică foarte mișto în liceu, Viorel Daniel, și care la ora de matematică ne învățam despre semantică, despre exprimări și despre nu știu ce. Și la un dat asta se întâmpla prin 84. Și la un moment dat a zis, știți care e concepția românului despre viață? Păi e așa, țăranul pleacă la... Încerc să fiu cât mai concis. Țăranul pleacă la târg să-și cumpere doi boi și se întâlnește pe drum cu un tip la jumătatea drumului către târg, care vindea un elefant. Avea un elefant. Și ce bună ziua țărană, nu te duci la târg să... Ce faci la târg? Să cumpăr doi boi. Păi nu e elefantul ăsta? Imens. Păi ce să fac eu cu el? Ce faci cu doi boi? Păi ar la câmp, acolo, la arie. Păi și ce crezi că ăsta nu trage că doi boi? Uite cât e. Eu știu. Și cât costă? Pe păi, cât dai pe doi boi? 5.000 de lei. Atâta costă și asta. Ți-l las cu 4.500. Și nici nu mai bați drumul până la târg. Încă nu știu câți kilometri. Păi ce dau de mâncare? Păi la boi ce -i dai? Fân. Asta-i dai și lui ăsta. Păi unde l bag? Păi în staul, nu-i țipă în staul? Păi uite cât e. Mai înalți un pic staulul și îl bagi acolo. Bine mă, e mare, puternic. Face afacerea, se întoarce acasă. În prima noapte elefantul până bunește că nu era acolo obișnuit cu locul și dărâmă grajdul și casa. În a doua noapte omoară și soția și copiii. În a treia noapte, spre dimineață, aude țăranul trosc, plăsc, ăsta dărămoase gardul și poarta și plecase așa, gale pe uliță. Și țara nu se uită după el și zice, zice păi să nu-l bagi în măsa. Cam așa e. Suntem testați. Ne calcă, ne calcă și mai mărâie unul, mai nu știu ce, ia bani. Ia bani, salariu. 50%. Este păi mă, ce protestezi? care e problema ta? Cu justiția? Stai frumos acolo pe scenă și fă frumos. Ai, zi ceva de râs. Ești actor? Hai zi un banc, să ne râdem. Sau uh, filologii. Ia faceți voi niște poezii acolo, poezele. Dar faptul că noi nu înțelegem că de fapt ordonanța 7 este bună, filologii nu înțeleg, ăia nu înțeleg, același lucru le spun și miilor de magistrați, nici ei nu înțeleg ce e coordonanța 7, ce a fost coordonanța 13, ce a fost cu modificări la 303, 300 nu știu cât. Deci nici ăia nu înțeleg. Nu. Noi avem încredere acei oameni care ani de zile au tras semnale de alarmă și în jurnaliști și în magistrați pentru că nu au făcut acest protest din senin. Și mii de oameni, acești magistrați, se spune despre ei, inclusiv domnul Buzatu de la Vaslui, cel mai sărac județ al României, spune că ei au niște interese. Cum să mai vorbească domnul, domnii ăștia care duc România și țin oameni în sărăcie? Ce înțeleg ei? Înțeleg numai profitul personal. Atât. Mai e o variantă. Varianta cu amenințările. Pentru că despre magistrație spune că nu au voie să facă grevă, deși ei n-au anunțat grevă, ci doar oprirea temporară a lucrurilor păi în domnul, semn domnul, domnul Toader va amenința și pe dumneavoastră și pe colegii, reporteri. A pe a zis că nu le dă... Ia, 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 hai, mâine la spate. Am listat. Prelipceanu. Mai scoți o vorbă? Nu mai intri niciodată aici. Du-te la tine acasă, fă emisiune de unde vrei. Păi asta nu-i dictatură? Da, mă rog, m-am aprins, scuzați-mă. A fost 10 august. 10 august. 10 august. Este... Și după aceea s-a făcut liniște, pentru că probabil oamenii Iarăși... i au primit mesajul că nu mai e cazul să meargă cu copiii pașnic, liniștiți, că pot să șoia. Eu vă aduc aminte de protestele din 90, 91, 92, care au fost reduse la tăcere prin niște acțiuni extrem de violente extrem de violente, care s-au lăsat cu morți și răniți și cu zeci de mii de emigrați. Pentru că atunci a fost momentul când au, au plecat foarte mulți, după mineriada din 90, el a fost primul val și care nu a fost atât economic, cât de o mare, colosală dezamăgire a unei pături de oameni inteligenți, mulți erau absolvenți de facultate și care au plecat atunci, că au văzut în ce sens mergem reacțiile poliției, jandarmeriei atunci erau extrem de violente și ne-au ne -au intimidat. Pentru că atunci când ieșai la protest, erai bătut crunt, fie de poliție, fie de mineri, arestat. Bineînțeles că asta a intimidat. Păi a fost o lungă calmie, cu ceva speranță, prin 96, cu convenția, cu dezamăgiri, cu iar un pic de speranță. Iar Acum s-a trezit un retrezit un pic spiritul ăsta protestatar. Ceva s-a schimbat în oameni cumva. Dar prin 10 august, prin ceea ce s-a întâmplat în 10 august, s-a încercat și s-a reușit într-oarecare măsură ce -au intimidare. Intimidare? Intimidare? Intimidare. Asta a dar de fapt ce au încercat, ele. dar de fapt ce au încercat și mie unul, repet. Pot să gândesc și eu și pot să uh, ascult analiștii și să să văd dacă sunt de acord sau nu. Ceea ce s-a încercat la 10 august a fost, a, a, a fost o crimă. Acolo trebuia să se lase cu una, două, trei victime măcar, ca să aibă, a, cum să spun, motiv să calce totul, să schimbe legislația mult mai dur, rapid. Știți foarte bine de imaginile cu polițiștii DIAS. Cum au fost trimiși și aici pe luptători în patru dube, în mijlocul a zeci de mii de oameni masate. Cum să trimiți? Ce, cea tactică și strategia să-i trimiți pe aia în mijlocul unei mulțimi, când ei n-au niciun fel de atribuțiuni, din câte știu eu, în intervenții în mase de mulțime, pe ordine false. Eu cred că oamenii din poliție, oamenii ăia care au fost trimiși acolo carne de tun, ar trebui să facă ceva. Iar filmările alea sunt relevante. Ei au fost trimiși prin ordin fals, că se sparg niște vitrine. Ok, se spar niște vitrine și ce? Trimiți și aici pe oameni în armați cu munții de război în mijlocul a mii de oameni? E evident că e provocator. Noroc că oamenii au fost calmi, pașnici. După care vezi jandarmii care intervin, cărora li s-a spus că polițiștii sunt atacați, ceea ce nu era adevărat. Și polițiștii care spun, băi, ce fac ăștia, mă? Au, lovit jandarmii, băi, spuneți-le, mă, să stea acolo. Uite cum bat ăștia. Toate comentariile alea, știți despre ce vorbesc. Sigur. Acolo, dacă erau câțiva, câțiva mai uh, agresivi din lumea, din uh, jurul dubelor de uh, dias, ea poate intra în panică, poate trăgeau. Și jandarmii trec prin mijlocul populației, prin mijlocul pieței și își pierd doi, uh, i-au abandonat. E Evident că i-au abandonat. Să fie bătut, să aibă motiv. Este ce s-a întâmplat la Revoluție, diversiune diversiune. Ceea ce s-a întâmplat în martie 90 la Târgu Mureș, ceea ce s-a întâmplat în, în, cu acel celebru, dacă vă aduceți aminte, autobuz al miliției în 13 iunie, incendiat. lângă arhitectură, da. incendiat. Adică îți lași tehnica eu știu, de război sau logistică să fie incendiată, nu, nu ți aperi lucrurile. Păi, e normal, ca după aceea să ai motiv să ras tot, să intri în plin. Cu Uniunea Europeană sau fără? Absolut, cu Uniunea Europeană, nu avem nicio șansă. Dar ăia sunt, sunt răi și vorbesc de rău România, își bat joc de țara noastră, care trebuie să fie suverană, să-și hotărască soarta singură. Asta este o prostie, o prostie pentru, pentru a ține captivi cât mai mulți oameni care probabil că ca au un simț critic mai puțin dezvoltat și care acceptă tot. Dar eu cred că sunt foarte mulți oameni, chiar la țară, chiar în județele care votează PSD masiv, care de fapt merg așa cu turma, cu toate că ei știu că nu este așa, că nu este ok. Au nevoie de niște exemple, de niște imbolduri. Am văzut un mic documentar făcut de un german, ăla care a fost și arestat la un moment dat la protestele, nu din 10 august, mai înainte, în Tellerman. A făcut omul un filmuleț prin termenul S-a dus la țară să vorbească cu oamenii Și cel înjura o pe Dragnea Că le-a luat bălțile, că nu mai pot să pescuiască Că totul al lui și al găștii lui Și acum probabil că vor să facă cazino la Belina nu? Sau... Vreau să dau un exemplu și iertați-mă vă rog Că probabil vorbesc prea mult Noi cu Teatrul Național am făcut un parteneriat cu FEDRA Federația pentru drepturi și resurse pentru oamenii cu autism pentru că oamenii ăștia sunt uitați total. Total, total. Indiferent de ce scrie în lege. Și sunt niște drame colosale, sunt niște copii fantastici care cu terapie pot deveni funcționali și inteligenți. Doar că ei trăiesc într-o carcasă și nu pot comunica ceea ce minune este în ei. Și am făcut o conferință la Teatrul Național și au venit politicieni, au venit cam de la toate partidele, pe cât am reușit și noi să invităm și Există, de exemplu, o deschidere. Am reușit să stabilim un, un, um, o cale de comunicare cu domnul deputat PSD, Florin Bui, cu președintele Comisiei de Sănătate de la Camera Deputaților, pentru a ajuta să vedem să deblocăm. Ce să deblocăm? Vă dau un exemplu. Că lucrez mult cu Ana Dragu de la Fundația Micu Prinț din Bistrița. Uh, în 2017, e doar un exemplu, dar vă, vă jur că lucrul ăsta se întâmplă în toată țara, în 2017 erau alocați de la stat 180.000 de lei, o sumă foarte mică, dar alocați 180.000 de lei pentru diverse terapii pentru copiii cu autism. Din cauza faptului că legea spune că numai un printr-un neuropsihiatru, pediatru, se pot angaja. Uh, terapeuți, psihologi care să lucreze cu copii și este unul singur, știți câți bani s-au decontat? Adică au fost folosiți în anul 2017 pentru un an? 76 de lei. Deci bani care sunt puțini, dar nici ăștia, din cauza diverselor blocaje birocratice sau din cauza legilor prost făcute sau prost interpretabile, nu s-au cheltuit nici măcar 180.000 de lei. În sfârșit, cred că Domnul Buicu ne-a asigurat că putem să facem ceva, dar o să vedem. În același timp, când ceri mai mulți bani pentru copii cu autism sau pentru nevăzători, ți se spune, ah, haide să nu cerem bani, că e problemă. Haide să găsim niște variante, să-i ajutăm cumva altfel. Pentru că banii se duc pe programul PNDL, 10 miliarde, pentru că domnul Pop zice, domnii actori, știți că noi avem 11 miliarde pe care îi vom investi în cultură. Astea sunt niște fluturări nesimțite. Concret. Infrastructură. Nimic. Nimic, nimic. nimic. Investiții, nimic. Soluții. Ah. soluții să trebuie... Dumneavoastră protestați. Trebuie oamenii să înțeleagă că nu este vorba numai de a crește salariul. Crești salariu. Dar în ce stai? Crești salariu și stai într-o cloacă de mocirlă? Noi protestăm și vom mai protesta și vom sprijini magistrații pentru că și eu cred așa cum spunea domnul Cristian Tudor Popescu mai devreme, magistrații nu mai au cale de întoarcere. Trebuie mers până la capăt inclusiv colegul meu, Marius Manole, tot a spus despre grevă. Eu cred că tot încolo trebuie să ne îndreptăm către grevă. O grevă generală. Da. Care să le dea un semnal că nu se mai poate așa. Da, da, pentru asta avem nevoie de categorii foarte largi. Poate CFR-ul, poate faptul că CFR-ul tot are probleme de nu știu când, cu pierderi și așa mai departe. Știu eu chestia asta. Că deraiază, poate o să ar trezi și oamenii de acolo care lucrează în CFR sau în alte zone de companii de stat. Nu o să cer companiilor private să facă grevă, să-și blocheze activitatea, dar cred că oamenii ăștia sunt, mai ales cei care sunt condamnați și vor să scape de condamnare, sunt adânc răniți și acționează ca un animal rănit care nu ține cont de niciun fel de regulă. Nu se mai gândește deloc la ceilalți. Important este să se salveze cu orice preț. Marius Manole mai vorbește despre ceva. Vorbește despre dorința de a avea conducători, un guvern reprezentativ. Care să ne reprezinte, în care să ne recunoaștem, în care să avem încredere. Da, sigur, este o mare rușine pentru, cred că foarte multă lume, că ești reprezentat, că ești condus de niște oameni uh, inculți, analfabet funcțional. Iertați-mă, uitați-vă la ce domnul de la ce a vorbit, a apărut ieri un interviu cu Ceamba, uh -huh. ministru afacerilor Europeane. europene. Dumnezeule! Păi nu nici cu Google Translate, nici cu dicționare, nu poți să-ți dai seama ce vorbește omul ăla. Domnul Daia, care a fost la dumneavoastră aici, doamna Dăncilă, nu sunt în stare să lege niște fraze coerente, dar mi niște proiecte. Cum să vorbească ei la nivel european, să se racordeze la niște contracte? Absorpția fondurilor europene? Noi nu aducem banii ăia gratis. Suntem, nu, se dorește pur și simplu izolarea. Izolarea. Stăm noi aici în mocir la noastră, dar suntem mândri, uh -huh. pentru că vă mai dăm niște bani, pentru că avem grijă de voi, măi români, să gândim românește. Ce înseamnă să gândești românește? Să gândești românește înseamnă să te gândești la ceilalți, la oamenii care suferă. Și vă jur că nu fac niciun fel de demagogie. Cum să nu ți pese? Păi domnul ăsta buzatul din vasul lui n-ar trebui să doarmă, să se gândească cum să facă, ce să facă mai, mai, mai repede și mai bine ca să-i scoată pe aia din sărăcie, să le tragă niște drumuri, să vadă cum să atragă o fabrică, ceva. Eu aud că oamenii ăștia au niște averi considerabile. Adică sunt milionari în euro, din câte știu eu, poate greșesc. Și nu milionari în sensul că ai depășit milionul, ci multimilionari. Poate că nu toți sunt așa, dar uh, și grobianismul ăsta, nesimțirea cu care suntem tratați toți. Am mai spus lucrul ăsta, este o replică din Cehov, că na, sunt actor, uh, Mașa în trei surori spune grosolonia mă tulbură și mă jignește. Este o nesimțire cum vorbesc ăștia. Oameni care au fost întâi politicieni, întâi politicieni, și apoi au făcut o facultate o particular, așa rapid, ca să dea bine, să avem diplomă, să nu se ia nimeni de noi că nu avem studii. Și în felul ăsta putem să îi tragem pe toți de ore. Păi, pun un jurnalist atunci. Înseamnă că și jurnaliștii ar trebui băgați în aceeași oală cu actorii, cu filologii, pentru că un jurnalist poate nu are studii de juridice. Nu? Poate are studii economice și jurnalism, sau doar jurnalism, dar este obișnuit să investigheze, să ia, să se documenteze și așa mai departe. Păi cum își permit oamenii ăștia să spună, nu înțelegeți, e nevoie de puțin tică carte. Este o nesimțire totală. Oamenii ăștia trebuie să plece acasă și nu vor pleca. Ne vor da peste cap în din continuare, din ce în ce mai rău. Prin alegeri? Nu se rezolvă problema asta prin alegeri? se rezolvă prin alegeri, numai prin alegeri, numai prin participarea oamenilor, prin implicarea oamenilor în politică, pur și simplu, să se implice în politică. Să facă politică, ei. Oamenii care constată de atâția ani că sunt călcați în picioare și că nu se mai poate, că se sufocă. Am prieteni care sunt, au diverse firme, mici, mijlocii, la vârf nu prea o cunosc. Dar care îmi spun de ani de zile: cât de greu este să miști lucrurile, cât de greu e și câtă creativitate și inițiativă este. Și sunt oameni valoroși. Dar în continuu te lovești de aceleași povești, de corupție, corupție sistemică. Eu am, am avut o lucrare acasă, am dat jos un zid. Uh -huh. un, subțire, de 15 cm, nu era de rezistență în niciun caz, între bucătărie și sufragerie. Acum vreo 17 ani. Și pentru asta am zis, nu o să o fac clandestin, că nu e legal și trebuie să am un proiect. Am făcut un proiect, un dosar așa de parcă mi-aș făcut o casă cu un arhitect, un inginer constructor, m-am dus la primărie, am fost înlemit de cum merge treaba și cineva mi-a zis, un jurist, a zis, uite, eu pot să intru la audiență la primarul sectorului. Hai cu mine să îi dăm la. Și m-am dus. Și am zis, uitați, domnul primar, a venit cu directorul primări tehnic al sectorului. Zic, îmi cer mii de scuze că vin cu prostia mea, vreau să dau jos un zid între bucătărie și suragerie, dar nicio problemă, lăsați-l și o să se rezolve cu autorizația. Uh, și îmi cer mii de scuze că vin cu așa ceva la dumneavoastră. Trei minute a durat întâlnirea, sau cinci minute. Și am zis, dar probabil că dacă îl lăsam la, 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 cum se numește, registratură, ar fi durat trei luni să iau aprobarea aia. Și directorul tehnic zice, poate cinci, șase. Și zic, a, deci știți cum merge treaba? Da, ce să facem, nu știu ce. Sunt ani pentru anumite autorizații. Iar pentru, sunt ani. Da, iar pentru oamenii care vor să facă ceva în afaceri vorbesc. Ai nevoie de autorizații nu știu câte. Toate lucrurile astea înseamnă corupție. Scurtarea acestui, acestui drum înseamnă eficientizare, digitalizare. Estonia, în Estonia 44% au votat prin vot electronic. Totul este electronizat. Asta înseamnă noua tehnologie ca să crești cu plus valoare mare. Da, mă rog, nu dau eu... sunteți supărat, e clar. Da, vreun soi de optimism există? Sau? Există optimism, pentru că am început să ne strângem totuși. Am început să ne strângem demonstrațiile masive care au fost acum 2 ani au început să scadă ca număr și pentru că obosești. Practic, asta e nesimțirea. Guvernanții văd că demonstrează sute de mii de oameni, nu interesează, Lasă-i să demonstreze. Eu bag mâna am foc, așa. Este, așa este um, abordarea. Lasă-i să strige. Niște idioți utili. Sau se tot vorbește de asta, de idioți utili. Am văzut pe tot felul de site-uri și, și Orban, Victor Orban vorbește de idioți utili. Mă rog. Um, și, dar, ce e mai important, că foarte mulți din ei au înțeles că nu, în, nu numai în stradă ci au început să se organizeze. În organizații civice au început să intre în partide, oameni tineri și profesioniști. Adică, eu cred că acum, din partea opoziției, oricând poți să vii cu două guverne de profesioniști. Sigur că e nevoie de o strategie, de un gând. Ca și la noi, la teatru, e nevoie de un regizor sau un grup care să stabilească niște strategii bine structurate de reconectare cu Europa din toate punctele de vedere legislativ, juridic, economic. Dar profesioniști pe toate domeniile există. Vă mai propun un subiect. Doamna și care este susținută de Le Monde, e ultima uh, susținere pentru că doamna a primit mesaje de genul acesta în mod public din partea unor partide politice europene. De data asta e vorba despre o mare gazetă din Franța Consiliul Editorial semnează un articol prin care li se recomandă celor din Parlament și Consiliul European să o aleagă pe doamna Chioveși. În vreme ce, în România, doamna e hulită. Nu mai da. zic că în guvernul țării ăsteia a dat ordin să fie un vot exact pe dos împotriva doamnei. Da, Cum tot e? se spune că se aruncă cu praf în ochi în ideea asta că va fi o negociere politică și procurorul șef european va fi numit, deci, politic. Păi, și atunci cine dă nouă lecție Europa? E ca la Caragiale, să ne lase pace Europa cu uh, trebile ei. Noi ne băgăm în trebile ei? Caragiale a scris asta. Acum 140 de ani, aproape, 130 de ani. Uh, Ori, uh, doamna și ca și ceilalți candidați, au trecut prin mai multe, printr-o succesiune de testări profesionale. Nu? Audiențe. Audieri. Uh, um, Audieri, audier, pardon. Și nu numai asta pe care am văzut-o cu toți Sigur, sigur. Lista Rita, scurtă a fost de și specialiști. Au fost zeci înainte și au mai fost audieri. Am văzut și audierea. Și cum? Am văzut apărat? o bucată, doar vreo 10 minute, din audierea lui Boner. La fel, mie, am și eu un feeling de actor. și Simți oamenii care te conving sau nu, te gândești la motivații, la body language, la tot mi s-a părut, sigur, ca un francez, cozer, diplomat, era foarte fermecător chiar. Așa mi s-a părut mie, ce să zic. Dar am văzut puțin. Și apoi am văzut-o pe căve și care era la așa. Era, probabil că era și emoționată. Chiar ea a spus că, spunându-i acelei acelui europarlamentar, au o doamnă care... Din Spania, care a cerut că, să vorbească în englezește. Da, și cred că stătea lângă doamna Țapardel, da. doamna respectivă, care a cerut să vorbească în engleză și a explicat, și mi s-a părut foarte normal și o explicație de bun simț, a explicat că suntem și noi oameni, simțim o anumită presiune și o anumită emoție când ai un examen. E un examen. Și fiind două minute, erau două minute la răspuns, Chiar ea a întrerupt-o la un dat Moraes, care a spus: Iertați-mă, dar fiecare candidat trebuie să aibă două minute. Și e evident că te exprimi și sub acea presiune mai bine în limba ta. Ea ne fiind fermecătoare și cozăr și diplomată ca boner și poate mai puțină experiență pe povestea asta de diplomație uh -huh. și de public speaking, însă toate răspunsurile mi se pare că au fost la obiect. Nu pot să analizez acum eu din punct de vedere juridic, dar a fost o mândrie. Și cred că foarte mulți au spus lucrul ăsta. Ai văzut un român care sigur s-a reprezentat pe el însuși, dar ca român. Pentru că toată lumea spune, reprezentantul din România, reprezentantul român, poate nu al României sau al guvernului român, dar e român. Și a fost o mândrie. Altfel, ne uitam cu rușine la ce făceau ăștia, ce ce vorbea când vorbea Netanyahu cu, despre ambasadă cu, la mutarea la Ierusalim și asta la final a zis thank you păi sunt niște gesturi care înseamnă ceva la nivelul ăsta orice înseamnă ceva iertați-mă să mai spun un lucru apropo de impostură și de căve și ca profesionist uh, s-a răspândit această otravă o travă, o travă. Și asta e tehnică securistică. Ai luat alb, ai luat negru, le-ai amestecat, totul e gri. Bagi într-un pahar de apă pură o, o, două picături de noroi, totul, totul e toxic acolo. Așa s-a făceau securiștii. Așa s-a făcut și cu povestea cu justiția în România, după părerea mea, și nu a mea, mulți au analizat lucrul ăsta. Bineînțeles că poate au fost niște abuzuri, poate sunt niște cazuri cunoscute. Poate sunt două, poate sunt nouă, dar de aici s-a răspândit această otravă că tot ce s-a întâmplat în ultimii cinci ani, ba chiar mai mult, practic din 2005 încoace, totul a fost un abuz. Cum își permit acești condamnați de la PSD să se compare cu deținuții condamnați în anii 50, cu oamenii politici condamnați în anii 50? Cum e posibil? Să fie ascultați. Ar trebui sculpați când ei fac asemenea comparații. Sute de mii de oameni care au fost condamnați pentru că aveau alte păreri, pentru că și le-au exprimat sau nici măcar nu și le-au exprimat, pentru că au fost bănuiți și ei sunt condamnați și se compară cu Iuliu Maniu și cu. Un minut mai avem? Mai există. Spus... Vă rog. Există o întâlnire a lui Celibidache în 90 când a apărut în România pentru prima oară după Revoluție și o întâlnire, să o căutați pe YouTube că e foarte interesantă. Și sunt tinerii sau mai puțin tinerii muzicieni pe lângă el Cristian Mandel Dan Grigore, Horia Andreescu mai mulți. Și se vorbește despre nu știu ce, se râde n-am să mai intru acum în detalii și el zice nu râdeți dragilor, pentru că voi sunteți de vină pentru că voi ați acceptat ca un cum este Bredicianu, era un tip care, Mihai Bredicianu, din câte țin minte, care a condus destinele muzicii culturii românești, atunci a o vreme îndelungată, ați acceptat ca un impostor și un intrigant să conducă destinele muzicii românești. Sigur că atunci era mult mai greu, pe vremea comunismului, dar nu era o chestie de luat o atitudine politică anticomunistă, ci de luat o atitudine împotriva unui impostor intrigant. Eu cred că profesioniștii din orice domeniu sunt datori. Să spună, împăratul e gol, cu tot riscul. Pentru că și eu am primit. Uh, Ați primit amenințări? Um, câteva mesaje, nu de amenințări, puține, foarte puține. Că habar n-aveți cu portocală, cu rarinca, cu nu știu ce, cu. Uh, ok, zic, vă mulțumesc, vă mulțumesc pentru gând. Am înțeles. Uh, poți fi înjurat, dar trebuie să spui. Și trebuie să ne solidarizăm din ce în ce mai mulți. Asta e speranța. Asta e speranța, să vorbim cu oameni neobosit, fără dezamăgire, că trebuie să ieșim la vot în primul rând și trebuie să protestăm și poate să facem grevă.